Și la ultima conferință de presă susținută de conducerea Consiliului Județean Neamț, președintele instituției Emilie Arcan s-a folosit în războiul pe care îl are cu Spitalul Județean de Urgență de exemplul de bune practici manageriale de la Spitalul de Urgență de la Roman, considerat a fi o unitate etalon în sistemul medical județean și nu numai. Multitudinea neregulilor care s-au neregulilor care s-au descoperit la Spitalul Județean au fost multiple. Au fost nenumărate, dar nu vreau să intru în profunzime, în tehnic. Eu, pe mine m-a interesat cifrele și dacă au avut la dispoziție bani și nu i-a cheltuit. Este fix problema lor cu ce tertipuri vin să motiveze. Nu ne interesează. Poate au fost OAT-uri din județul Neamț care au fost nedreptățite, că nu li s-au alocat sume pentru infrastructură, pentru tot ceea ce înseamnă investiții pentru județul Neamț, în ideea să alocăm sume, să burdușim acest spital județean, tocmai a crea un confort cât de cât mai ridicat. Ce faci? Foarte mult, foarte, dar de ce îmi mai impun o întrebare și mi-am pus-o de multe ori? De ce pleacă pacienții din Piatra Neamț și merg la Roman? Pentru că acolo este un spital extraordinar de frumos și de dotat. Dar pun eu întrebare atunci. Asta înseamnă că a fost un manager care a știut să facă management, da? Și îl felicit pe această cale. Președintele Emilie Arcan spune că șirul neregulilor de la Spitalul Județean de Urgență este atestat nu doar de constatările membrilor Consiliului de Administrație, o parte din ei consilieri județeni, ci și de descinderile Direcției Naționale Anticorupție la această unitate. Emilie Arcan crede că cei de la Spitalul Județean de Urgență ar fi cazul să se uite și în curtea vecinilor, adică la Roman, unde spitalul are o bună conlucrare cu administrația publică locală și unde unitatea a înflorit, reușind să obțină sprijin în materializarea tuturor proiectelor de modernizare a instituției, tocmai datorită acestei bune colaborări cu ordonatorul primar de credite. Neregulile de la Spitalul Județean de Urgență dau apă la moară grupului de social-democrați, care doresc înlăturarea doctorului Lazar de la conducerea unității sanitare județene, tocmai din cauza refuzului acestuia de a colabora cu actuala conducere a Consiliului Județean Neamț.